hemoragie intracranială datorată anevrizmei cerebrale acut, arteră cerebrală ruptă, cauzând deces, tumor maligne, metastază, sistem nervos central. Asta e. Deci de ce a murit? Ai zice că de la anevrism. I-a pleznit o venă în cap. De la cancer? Nu. De la vreun puseu de tensiune, de la condiție ei, de la stres. Când a leșinat prima oară? În vară, în iunie. De ce n-ați mers la Pitești atunci să-i facă tomografie? Ce ți-am zis eu? Ea nu ți-au zis că operezi degeaba? Ba da. A murit la reanimare? Nu, a trecuseră în salon. Spune o gură de cafea? Nu, să rămână. Îi las chemare? Nu lasă. Când am urmetat-o mărți, nu? Da. Bocale! Bocale! Să zici lui Doru că l-am căutat.
Bine. Îi zici lui domn profesor că trec eu, da? Bine. Când vii? Mai stau cu Ioana după. La șaptea, scoatem o foaie, dăm lucrare. Uite, Nicolae, faci 1 și 2, da? Geografie. Munții Dobrogei. Altitudine, climat, grupe principale. A 8-a. Istorie. Ioana, mare adunare de la Blaj. Meda, bine? Mare adunare națională de la Blaj, 35 mai 1848. Se face o petiție națională care prevedea egalitatea în drepturi a națiunii române cu celelalte națiuni din Transilvania. Dorule! Dorule, ai puțin! Hai, nu. Noroc. Cum ești? Bine. Te-ai gândit? N-am apucat. Mie nu-mi pasă că-s mici. Le țin la lapte 2-3 ani și le dau după. Ce faci dacă intră la liceu? Eu am vorbit. Nu le primește. Au cămin doar la facultate. Am murit cu aia mare a lui Neamarin. 2-300 de euro pe lună, intră și mâncarea în banește. Dar tu ce faci? Adi! Treci acasă! Dacă intră la liceu. Nu știu, mă, nu știu. Treci, mă, odată acasă, n-auzi? Treci, mă, acasă! Au scăzut și cota? Mai te gândești. De ce a lăsat ușa deschisă la hambar? Auzi? Să-mi spui până la predare. Să știu dacă le iau paletale sau pe ultimul mufte. Bine. Dar, în general, cum ești? Bine. Și Meda? E... bine. Știi că s-a rezolvat cu o chestie. Daniela. Alu, Petrică? Se baga bani mare ca tatăl. Ne-am rămas în sfârșit. Vezi că mi-a venit hârtie pentru tine. E cumulat pe 3 ani. N-am avut ce să fac. N-a venit azi, a venit acum o săptămână, dar n-am putut să-ți aduc. Am zis să te las să te liniștești.
Mulțumesc și mie și de primire. Vezi că o să-ți vină și de la direcție, că au trimis și acolo. N-am avut, am zis că mai strâng anul ăsta și plătesc. Tu n-ai citit hârtie? E de la primăria mare, de la județ. Impozitul mi-l dai mie, îl dai la stat. Păi dacă n-am avut? Da, mă, dar te duci și spui. Ce rău cum te învați eu acum? Te duci cu o cutie de bombone, cu ceva drăguț la doamne și îți trece ceva acolo în declarație. Dar tu nici nu spui, nici nu plătești. O să plătesc. Vezi că e cu majorare. Poate te pun ăștia să duci pe Meda înapoi. Plătește măcar pentru un an să-ți ridice sechestru. Nu, că n-am. Da, mă, te împrumuți. Când e de 7 zile? Azi. Dumnezeu să o iert. Strânge și tu pe aici, că poate vin în controlul ăștia de la direcție. N-am apucat. Vezi că mai țin câteva zile. Vezi ce faci. Mulțumesc. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău. Fie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită și ne izbăvește de cel rău. Salut, stai jos. Chiar dacă stocul era întreg și acum are lipsă, ești hoață. Și tu trebuie să dau afară. Ai înțeles? Hai, ieși-ți. Străiți. Dorianț, mi-a dat cu mine. E bine. Săptămâna asta n-a fost la școală, bine, dar... Bine, bine, bine. Da. Trimite-l așa că îți semnezi la sfârșit de lună. Cum? Mută-te că n-ai semnal. Acum, da. Trimite-l așa că îți semnezi la sfârșit de lună. Da, la termen. Bine. Trimite situația să facă livrare. Și cere la boul ăla factură cu cafea. Ia zic cum facem. Cum ziceți? Să știi că eu n-am ce să fac. Trebuie să vină înapoi. Vine aici, tu ții atestatul și după poți să iei înapoi. Nu cred că o să ia altcineva până atunci. Nu pot să fac hârtia pe numele meu? Păi ai atestat-o. Îți iei atestat-o și până iei înapoi. N-am ce să fac. Dar știți că asta la noi 8 ani de zile. Știu, mă, știu. Nu trebuie să-mi spui. Dar pe acta asta nu se vede. Pe acta era nevastă ta.
N-am ce să fac. Uite, mi-a venit și asta de la județ. Știu, o să o plătesc. Nu mă s-o lăsați. Păi n-am cum. Să știi că o să ai probleme, dacă nu ești în regulă. Cu atestatul ăsta, adică. Dar dacă vorbiți dumneavoastră... Nu știi câte probleme am. Toată lumea zice că luați copii pentru alocație. Pentru banii ăștia care îi luați de la stat. Că... Nici nu vă pasă de ei. Rezolvă mai întâi cu domiciliu. Nu știu, să te împrumuți. Iată statuala și după aia vedem. Și dacă renunți la alocație, poți să rămână? Ce aveți, mă, frate, azi toți cu mine? Câți ani are acum? 14. Păi vezi? Mâine pe mine faci 18. Nu-i pasă de aprobarea noastră. Altceva zic eu acum. Să ai grijă să nu facă prostii cât e la tine. Restul se ocupă statul. Ascultă-mă pe mine, că e mai bine așa. Da. Am să trimit pe cineva. Mâine să o ia. Ce mai las în seara asta? Să ai grijă, să vorbești, să explici, să... Vă rog eu. Mai lăsați o săptămână asta. Plătești aia și rezolvi cu domiciliul, dar... Vă rog, mai lăsați-o. Ce mai era săptămâna asta? Da, vezi. Să-mi aduci chitanța aia că ai plătit. Da. Fără aia îmi faci mie probleme. Și... Fă-o copii, o să avem și noi la dosar. Bine? Mulțumesc, să rămână. Bine. V-am rugat, v-am rugat frumos. Tu ce te bagi, mă? Mergi tu? Nu luați așa. Astea sunt ordinele. Noi doar le punem în practică. Mă împiși pe lădă. Hai, mă, vorbește frumos. Să vină este, dar la drujba și pe urmă să fac ordine, vrea așa? Tu ești cu ei sau cu cine ești? Eu sunt cu legea. Anul trecut s-au declarat 94 de steri la hectar. Anul ăsta nu putem trece de 60. S-au făcut restricții zonale, nu e vina nimănui. Trebuie protejată pădurea. Să o protejeze, dar munca e la fel, ai înțeles? Vă cred. Ia arată palmele. Arată-mă palmele. Nu luați așa, credeți-mă, vă înțeleg perfect. Arată-mă palmele, că-ți dau una de leșin. Zici că-i prins tu zgura, măci. Vrei să nu mai mergi? Și ce duc acasă, pe mama din grob? Care vrei mergi? Să mergi, ridică mâna. Ridică-mă mâna, nu mergi. Aștele, mate de bandit. Pielea de pe noi, ai înțeles? Vă repet că nu e vina mea. Nu e vina ta? Bă, stai, mă. Uite-te tu la mine, dacă nu vă dau eu fola cu libaia să-mi spui mie cuțul. Completați dumneavoastră listele? Da. Hai. Hai, mă. Stai în față. Unde vrei. Sunt morții, măte de bandit. Petrică, tu unde stai, mă? Am zis, da, măte. Ce înjuri? Lasă-mă că-i supărat. Dacă-i supărat, să înjure pe măsă. Ce vrei, mă, și tu? Care-i treaba? Hai, mă, termină și tu. Păi nu vezi? Fă-te-vă în gură de proști. O să vă iau ăștia și nevestele și tot o să dați la drujba. Ai grijă cum vorbești. Nu mai termină și tu, mă. Eu să termin, că n-am zis nimic de nevastă. Ei, și doar a zis. Ideea e să nu ne certăm. Că dacă ne certăm, n-am făcut nimic. Eu completez raportul și plec. Și vine altul. Dacă așa e legea. Știu, domnule, dar ce să fac? Dumneavoastră ați venit aici de o lună. Știți cum e dimineața în pădure? Le intră os prin os. Tremură carnea pe ei. Păi tocmai că știu. Am mai fost și eu. De-aia zic că înțelegi că nu fac raport. Dar de aici și până la ceartă e cale lungă. Ați auzit că ne dă foc. Oh. Păi cum să mai dorm eu noaptea liniștit? Adică eu am venit să fac un bine și mă trezesc cu un topor în cap. Dați-mi și mie alea. Hai, dumneavoastră, nu luați chiar așa, zic și ei. Nu iau nici așa, nici altfel. Păi iau după ce am auzit. Ștampila a rămas la dumneavoastră? Nu, să nu fi lăsat la sediu. Nu e că v-am pus dumneavoastră. La mine nu-i. Aia zic și eu. Sunt supărat și cu norma. Le-a făcut raport pentru capcane, a chemat la poliție și i-a certat, a zis că le trimite amenzi. Ăla nu-l fac eu și știți asta. Păi știu, îl face colegul, da. Eu sunt doar la lemn, la faună nu-i treaba mea.
Câți v-ați înscris? Toți de la 8-a. Și când e? Simularea e în mai. Mi-ar trebui doar la mate. Domn profesor, n-are? Le-are pe alea de anul trecut, s-a schimbat. Numai la matematică? La română știu. Acolo nu s-a schimbat. Ba da, dar sunt bine. Îmi dai și mie 5 lei să am la mine? Cu cine mergi? Cu Dan. Iei din borcan când pleci. Să nu vă duceți în pădure. Bine. Dau la toamnă. Vând merele și ți dau. N-am, nu te supăra. Crezi că nu ți dau? De ce nu ți ești, da? Aș putea să iau de la socrul meu. Dar umblă vorba, știi? Adică? Ce vorbă? Că se redima pământul înapoi. Nu se mai mere la toamnă. Dar nu îl da. Sau îl ai dat deja? Măcar acum îl vinde. Cum v-ați înțeles la colonie? Cât îți dă de la primărie pentru Meda? 9 milioane pe lună. Și dacă îți dau cum îi dai înapoi? Nu știu. Lasă. Te bagi la ce ți-am spus? Ies bani frumoși, vreo 1500 de euro, domn. Cine merge? Celul Petrică și Crișan. Îl aduce Mișa pe unul. Sănător de puta pizdamăsii. Îl ia pe loc. Faceți bana și blana, carnea nu-l interesează. Nu fi prost. Te duci aerea singur. Dacă te prinde Ipusul. Eu nu mă duc la urși. Știu, mă, tu mergi la Ipus, sărăcie. Da, dar nu-i vând. Te întreabă cineva? Vrei și aerea. Nu fi prost. Când e? Când îl anunță de la oraș. Eu nu merg la oraș. Lui Ioana, ai pace de Paul? Nu. Ți-a zis el? Mi-a zis ea. Mă rog, mie Paul mi-a zis altceva, da. Vrei să ne plimbăm? Se întunecă. Ne plimbăm puțin.
Nedima! 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 Mi-dai aici? Ce vrei? Zi aici. Ce caustă în curtea mea? Hai, pleacă de aici. E aici? Pleacă-mă de aici. Zi dacă e aici. Pleacă-mă de aici. Zi dacă e aici. Pleacă-mă din curtea mea. Zi dacă e aici. Pleacă-mă. Mi-dai aici? Nu e, mă. Nu e. Pleacă de aici. Ți-a luat copil de la sat. Ai grijă de el, că poate vățește ceva și faci pușcărie. Mucane, ai văzut-o pe Meda? Ce, mă, ai pierdut-o? Zi, mai ai văzut-o? Și dacă n-am văzut-o, ce, mă bați? Tu-ți gura, măti. Poate mături șanțurile astea cu tine. Ești animal? Oarecum. Deci nu ești animal. Ba da, animal. Real sau personaj? Real și acum personaj. Ce faci? Ce faci? Ce ți-am spus eu? Și tu? Dacă tu știe... Dan! Stai din gură, ustaci. Treci acasă. Treci. Hai tu vorbi și tragi. Păi cum să trag, zice? Cum să trage de cocoș? Dom'le, era înțepenit de frică, era lemn, statuie, știi? Ăla de la partid s-a uitat la mine tâmpit. Ursul s-a uitat la el. El s-a uitat la mine, eu mă uitam la urs. Am întins mâna ușor el și am luat-o la ea pușca. Eu văd din spatele meu, așa cu voce plângăcioasă de femeie, mă atinge așa ușor, zice, nu, tovarășe, mai bine nu, că poate ne mănâncă. Și ce-ați făcut? Păi ce să fac? Ce să fac? Am luat pușca, am ținut așa spre urs. L-aveam în cătare, știi? Am stat așa un timp împreună. După aia, ursul mai deștept s-a întors și a plecat. Ce-ai făcut cu Pietrișu? Ai trimis cerere. Trimis, dar trebuie să vină la Consiliul Județean, că trebuie să pună o plasă pe dedesubt, n-am înțeles. Vezi că dacă se sapă prea mult, se prăbușește pământul. Păi ce treabă am eu? Eu am făcut raport și acum e treaba sindicatului să vadă pe cine trimit în misiune, nu? Știi că dacă îți lași mustață să semeni cu Lucica, ăla de-a fost aici înaintea ta? Care ăla care a plecat? A plecat pe dracul, o dat afară de bou ce era. Pe amândoi au dat afară. Aici suntem la dracu un praznic. Poți să faci ce vrei. Important e să nu se audă la județ. Dar ăștia doi n-aveau cultură, domnule. N-au înțeles. Trebuie să fii mai omenos. Mai fură câte unul, mai închizi și tu ochii. Merge treaba. Te rog frumos să nu uiți hârtiile alea, să le semnezi, că vreau să depun dosarul la primărie, să-mi iasă mai devreme. Trebuie să vină mai întâi lista de la fabrică, aprobarea de la județ și pe urmă. Bine, dă-o dracu de listă. Dacă vrei, dau eu un telefon. Doamne ferește, nu e voie, e ilegal. Când se termină luna, facem. Bine. N-ai înțeles nimic. Da, mai vorbim și mâine. Hai, noroc. Să trăiți. La revedere.
sus Paștele, Mati, să spun. Deschide fă ușa. Fă deschide ușa, n-auzi? Unde ești făfutu-ți Dumnezeu, Mati? Du-te, mă, și zi să-mi dai așa, că-i dai eu diseară. Du-te, mă, nici tu n-auzi acum. Intru? Da, sigur, intră. Așa, continuă. Este alcătuit din cap, trunchi și coadă. Are sol sub formă de plăci, iar fiecare sol are câte un ghimbe îndoit înapoi. Rechinii sunt o specie foarte veche, mai veche decât dinozaurii și chiar decât copacii. Un fapt foarte interesant este că rechinii posedă între 5 și 7 branhii pe fiecare parte a corpului prin care se efectuează respirația. Ca dimensiune, rechinii prezintă o mare varietate, începând cu rechinul pigmeu până la rechinul balenă. Ai zis boala de ecologist că vedem la toamnă. Nu apucă toamna. I-a pus gândul o mitică. Hai să lăsă pară că l-a văzut vorbim până la asta când l-a plecat la pădure. Depinde despre ce vorbea. Nu le face. Nu vorbești cu femeia mea, că nu-s eu acasă. Dacă stai tu pe acasă, vine vara și găsește pe nevasta ta, după să ia. Dă-te în piesă, da, mă, ce. Dar și că poți să mergi, nu? Aia zic dacă mucă nu merge la urși, sau mă, că să zic eu care merge. I-a zis și lui Fane. Aia sigur zice lui Duru. Dar mai și eu mulți nu mai merg. N-am chef de probleme. Tu mergi cu Doru? Ce tot întreb, mă, bolea mea zi odată în 15 ani? Eu nu am încredere de aia. Dă-și tu foc. Auzi? Doru, câte ore e luna asta? Întreabă-l pe el. Zi, mă, câta oră? Nu știu, 3-4. Nu e regulă. Poate are blată cu anele. E 4 la rând? Am fost, mă, de 4 ori. N-a murit Ana săptămâna trecută. Tu n-ai fost niciodată de 4 ori? Am fost, mă, când s-a cerut. Acum 3 ani, când s-a murit Cota. Atunci am fost toți. Hai, mă, lasă, ne vorbește cu pandele. Nu pot. Au zis mai mulți. Nu mă interesează ce au zis. Te rog. Păi dacă nu pot, nu insista. Nu pot. Crede-mă. Pandele, tu știi că am tras de multe ori fără să zic nimic de ce ne-a tras alții. Te rog. Păi n-am cum. Îmi sare toată lumea în cap. Ai văzut, te-am înțeles. A murit Ana, te-am ajutat. Dar acum chiar nu pot. Dacă zice cineva ceva și nu ies odată, ce mă fac? Cum fac eu norma? Zici și tu. Dacă vine predarea, dai vacile și gata. Și la anul ce fac? Sau peste 2 ani? De unde mai au altele? Păi tu vrei și așa, și așa. De ce zici așa? Păi ce zic? Așa nu, așa nu. O ții langa cu norma. Dacă atâta e? Păi, vine primăvara, încep cărămizile. O să-ți fie mai ușor. Și până la primăvara ce să fac, pandele? Să fur, să dau un cap la oameni? Bă, tu faci ce vrei, dar pe riscul tău. Oricum, ale mele-s mici, nu le ia la carne. Ia, mă, dacă atârnă la kilogram, le ia. Anul trecut, Paluhova nu le-a luat. Vezi, spui și tu, le-a luat pe la Paluhova, luați-le și pe ale mele. Domnul Stancu? Da. Vă rog eu mult, încă o dată și gata. Nu vorbiți cu mine. Doar semnez lista și o dau mai departe. Nu știu ce să vă zic. Păi, dacă scrieți dumneavoastră acolo, nu-i gata? N-am cum, domnul Pandele scrie. Eu doar semnez. Dacă și-a răspunderea domnul Pandele... Zi, Pandele. Păi dacă nu pot, mergem? Da. Pandele? Băi, nu pot! Lasă-i să iasă odată. Le mai trec nervii și mai vedem. Mă lăsați pe mine acasă? Da. Să dau cheile nevastă-mea.
Nu e chiar așa. Am mai pus un măr, am mai pus un păr. A reparat și casa. Nu e chiar așa. Astea le face oricine. Și ce vrei de la mine? Copilul s-a lovit. Nu te cred. L-ai bătut. Și nu e prima dată. L-ai pogdima? Domn șef, eu am mai spus, dar domn profesor nu-i convine. Copilul s-a lovit. Aștept copiii când se joacă să lovesc. Eu ce să-i fac? Zi-mă unde te-ai lovit. Ce dracu, domn șef, mata nu știi? N-ai copii? Domnul Gherasim, îți dau cuvântul meu de om că eu mă duc la Direcția Județeană la protecția copilului. Vă rog să-i faceți proces verbal. Domn profesor, aici nu știm ce și cum a fost și nu facem proces verbal după fiecare palmă. Cum adică după fiecare palmă? Mătă, nu te uiți la copilul ăsta? Nu vezi și ochiare? Și dacă dintr-o palmă, cu atât mai rău. Deci vă rog să nu ridicați tonul la mine. Păi nu e în regulă, domnul Gherasim. Cum adică pentru o palmă? Dacă eu îți dau dumitale o palmă, nu-mi faci proces verbal? Eu când zic să nu mai dăm la școală... Iată-și, mă. Dacă îmi dai mie o palmă, mai vedem. Dar o palmă la un copil e educație, domnul profesor. Ce vorbești? Dumneata știi ce e educație? Eu cred că da. Eu cred că nu. Bătaia nu e un instrument pentru educație. Eu cred că copilul s-a lovit și nu vrea să recunoască. De ce n-ar vrea să recunoască? Păi de unde să știe? Ia zi-mă. Unde te-ai lovit? Domnul Gherasim, copilul ăsta e bătut, nu te mai da după deget. Dânsul bea și când bea e violent. Ce ai zis, mă? Vorbește frumos. Am zis că ești beat și violent. Știe tot satul. Ce știe, mă, tot satul? Știe satul că hoțul... Ia lasă, mamă, că m-am enervat. Știe satul că hoțul ăla de pandele nu ia pe nimeni la lemne dacă nu-i dai darul? Te-ai uitat la lemnele astea, ce? Crezi că am tăiat eu vreunul? Știe satul că proștia de ecologiști nu te mai lasă să prinzi o vulpe fără să-ți dea amendă? Pandele nu ia șpagă, la trebuie să facă norma. De-aia cheamă oameni tineri. Și ce, eu nu stânăr, domn șef? Nu stânăr? Știi de câte ori am fost să mă înscriu la gater? M-a luat vreodată? Pentru că ești bea tot timpul. Și acum am miroș. Și dacă beau ce? Ți-am băgat mâna în buzunar să beau banii dumitale? Tu zici beau munca mea. Ia și pagă vino și fă plângere. Păi n-am mai făcut. S-a întâmplat ceva? I-a schimbat pe proștii aia de ecologiști cu alți proști și gata. Tot pandele-i joacă cum vrea el. Știi că de la scandalul cu cântarele eu n-am mai fost la lemne niciodată? Un an, domn șef. Un an. Eu din ce să trăiesc? Nu mai Dan copil. Nu-i vinovat el pentru viața ta. Îți dau cuvântul meu de onoare că dacă mai dai în el, mă duc la protecția copilului și îi pun să-ți-l ia. Ai înțeles? Ai înțeles? Ia el, mă. Hai el de acum. Da, domn șef. Eu l-am bătut, e bine? Și că a trimis după capcan. Și-a dat ales pe listă, nu? Da. Vezi? Am porumb, fac benzi, îmi ajunge. Cât mai de la gata la aia. Când se mai liniștește treaba, mai vedem. Cum mai este aici, eu pe sământe. Păi ce, acolo nu vin? Vin, dăim asta, dar dacă treci de piatra, nu marcajele de la noi din județ. Noroc. Ai noroc. Ce faci, mă? Bine. Bine? Ești în foc. Știi că l-a prins pe Meiță. Știu, păi chiar asta ziceam acum. Vorbea nevasta cu Lilo. Că i-au găsit ecologiștii capcanele. Păi Lilo i-a plătit amendă. Uite că nu știa. Păi cum? Ia zi, ce ai făcut fiul meu? Nimic. El mi-a zis altceva. Nu știu ce ai zis, dar n-am avut nimic. Deci, băiatul meu minte. Eu n-am zis asta, am zis că n-am avut nimic. Deci nu te repezi la el? Nu, mă repezi la fiul meu. Crește altceva, de-aia zic. Se poate.
Se poate. Și dacă eu m-am apuc să spun la toată lumea că fugurești copiii noaptea pe drum, ce să zici? Crezi un rău, nu? Atunci se poate? Bă, băiatul, lăsă-l-aș copilul în pace, auzi? Fac ce vreau, că e copilul meu. Iar am făcut, el omor. Ai înțeles? Ține-ți fata în lanț, dacă nu-ți convine. Dar nu trebuie să stea în lanț. Eu atâta spun. Lasă băiatul în pace. Eu las, dar să aibă grijă la Meda. Ce, mă? Ți-e frică că ți-o mănâncă? Mai știi? Mai știi? Cum vrei tu. Hai, mă. Îmi pare rău. El a vrut să merge. Scurtul Nicolae. Ai cum de tine? Da. Câte capete? 4. Și vezi cui? Da. Semnează aici. Au peste 4 ani? Da. Îmi puteți declarația, le duci la domn. Numele. Miel Sacot. Ai cum de tine? Da. Câte capete? 6. Și vezi cui? Da. Semnează aici. Au peste 4 ani? Da. Numele. Ești noveanu, bă. Cum? Ești noveanu. Aveți buletinul? Da. Câte capete? 4. Știți să scrieți? Da. Aici. Au peste 4 ani? Da. Completați și la domnul. Numele? Răută producție. Aveți buletinul? Da. Câte capete? 3. Să declarați la domnul. Numele? Și să scrii? Nu. Vinuri să înveți să scrii? Bă, da.
Crezi că eu sunt domn cu tine și tu ce faci? Mi-a lit atenționare de la județ când am răspuns la solicitare. Și eu ce vrei să fac? Eu nu-mi răspunzi mie așa. Te-am înțeles, a murit Ana, dar nu faci mie probleme. Și cu sechestrul și cu plăconaj. Că mie îmi vine raportul și cinci mi-a amenda și să fac și dosar. De ce nu ești la predare? Păi vezi? Mergem și vorbim cu el. Îi spic așa și pe dincolo și lasă ți le confiște. Și vedem noi mai încolo. Ai înțeles? Hai. Îi pare rău, nu o să se mai întâmple. Și? Cum facem? Cum ziceți? Păi, știți că asta n-au număr. Și trebuia să ne înregistrați. Asta tot contra legii. Deci cum facem? Mai stăm câteva zile și o rezolvăm noi. Se revanșează, nu rămâne dator. Asta rămân la mine. Faci proces verbal să semneze domnul. Dacă e cu proces verbal, ești cu amenda. Care este ca capcana aia lui. Și la braconaj e și cu amendă și cu dosar. Păi nu reiese că s-a găsit în pădure. Poate am găsit-o la un control la el în curte. Și atunci nu e braconaj. Corect? Dumneavoastră aveți dreptate. Ne scuzați o clipă? Da, mă rog. Ia, scrie. Ai grijă ce faci și ce vorbești. Și mai ales cine te vede. Ai înțeles? Ai grijă în ce te faci că umblă vorba. Pe mine nu mă interesează ce faci atât timp cât nu se află. Știu că ieșiți. Dacă vine la post, că-i să te iau. Ai înțeles? Zi, mai înțeles? Da. Să știi cu cine vorbești acolo la spital, ca să știi unde te duci dacă e ceva. Păi să-ți de pomă, nu? Că putea să-mi scoată nebun din acte. De așa ce-a făcut. Nu ți-am spus faza cu scărpinatul? Dacă n-aș fi cu cine să vorbească. Dar oricum, e dat drumul la spital. Și da, mă, și ce folos dacă l-am dopat cu pastile? L-a luat legum. Păi și ce, nu-i mai bine? Păi dacă era moșul întreg la minte, îi semna vreodată actele pe casă. Așa s-a făcut și cu apartamentul, nici nu l-au ținut acolo. Eu așa am înțeles. Pentru că ești prost. Că până la urmă tot s-a dat în judecat. Ce? Frații, între ei, mă. Bună ziua. Trăiți. Salut. Dar pentru casă, mă. Că moșul cât a trăit, nu le-a semnat nimic. Ia zi. Știu că e târziu, dar eu n-am fost la predare. Păi de ce n-ai fost? N-am apucat. Câte capete? Poate. Ai trimis lista? Nu, dar s-a făcut. Lasă, du-te și adu așa. Șeful ia început. Să mă du-te și adu, cum zic eu. Bei ceva? Nu, cum ziceți. Nu vreau țuică? Nu. Așa, mă, și fii atent. Când se întoarce ăsta cu moșul de la spital, se uită la frasus și zice... Cum e, domnul, acum? Mai bine așa? Dacă tot s-a ales praful, îmi spui și mie cine mama dracu are grijă de el, de acum înainte. Înțelegi, mă? Și deci s-au luat în judecată? Păi, da, absolut, că amândoi vreau casă, mă. Înțelegi? Dai seama, mă, să te dai în judecată pentru garsonier. Oricum, numai la micu a avut grijă de el. M-a sunat într-o zi la moșu, m-a sunat în vizită și i-a făcut nevastă la niște clătite și moșu zice că dacă s-a otrăvit. Că fisora mare i-a trimis clătite otrăvite să-l omoare și să ia acasă. M-a pus pe mine să mănânc primul. Mamă, sărac. Pite. Pe urmă, când am murit moșul, că m-am zis la mormântare și nevasta lui ăla mare zice
M-a dus și eu cu un buchet de flori, m-aș lua să-i zic Dumnezeu să-l ierte și ea zice, lasă-l, că trăi destul. Bă, tu-ți dai seama. Deci, că mă rudă, mă, înțelegi, nevasta lui fisul ăla mare, mă, dai seama ce oameni. Uitați, s-a făcut. Lasă-mă că nu moare nimeni pentru patru, nu știu ce nu face. Ai buletinul la tine? Da, de lucru. Știi să scrii, mă? Da. Ia-mă și până, vezi. Au peste 4 ani, da? Nu. N-au peste 4 ani, nu, nu, nu se poate. Nu se poate. Sunt mari, să știți că sunt mari. Nu să fie, dar nu se poate. Ia. Vă rog eu frumos. Înțelegi, nu insista, nu se poate. Hai, vă rog. Vedeți? Vă rog eu mult. Gata, nu insista. Zis omul că nu se poate, nu se poate. Bă, nu mai, eu, ai văzut, am fost domn, am vrut să te ajut. Dar nu e, că e pe semnătură, n-ai ce să fac. Am trimis și după mapă, am vrut să-ți iau peste plan, dar nu e, n-am ce să fac. Asta este, nu e. N-aș tu că-s mici. Gata, las că le dai la anul de lângă lui. Las, acum nu se poate. Auzi, bă, cu... ce tu mă, bă, nu mai tai. Dar știți că anul trecut s-a putut. Ce ai zis? Stai, mă, nițeam. Am zis că anul trecut s-a putut. Cum s-a putut, Andreea? Știu eu, le-a dat Anton, al Hova. Știu din sat. S-a putut, Andreea, cum? Dacă s-a putut anul trecut, nu se poate și anul ăsta. Ia mă și ia și scrie aici. Dă pixul, dă pixul. Ia mă și scrie. Dă-i banii pe patru. Ia mă și scrie acolo. Tu zgâtul mătii să-ți fută, dar azi dă și mâine, mă. Ieși de aici, mă, ieși, ia-l de aici, mă, ia-l de aici. Hai. Cum, mă, tu mă faci hoț pe mine, mă? S-a putut anul trecut futu-ți gura mătii să-ți fută. Eu vreau să te ajut, mă, vreau să ți le iau peste plan și tu mă faci hoț, mă. Futu-ți gura mătii de țăram prost. Dacă te prind la anul la predare, îți rup picioarele, mă. Lasă-mă, mă, în pace, mă, tu n-auzi, mă, lasă-mă, în pace, mă. Bine vă face, mă, că vă țin aici izolați. Tu-ți gâtul mătii, s-a putut anul trecut. Ești, mă, de aici, mă, ești de aici. Ești. Hai, lasă-mă. Hai. Hai, hai, noroc. Stai puțin, Ion. Paul? Ne spui și nouă ce înseamnă psst. Mă scuzați. Treci la loc. Paulica, hai, continuă tu. Înțeleg că știi dacă nu ești atent. Nu de acolo. Ia uite, minus 2Z plus... Bună ziua, domn profesor. Vă cheamă la dispensar. De ce? Domn primar și domn șef. Legătură. Închide, bă, ușa aia. Să-i păzesc. Ieși afară de aici. Pun jandarm la fiecare poartă. Mă, crezi că nu mă interesează?
Și tu și asta, din cauza voastră. Ce fac, domn profesor? Mata n-a văzut că lipsește copilul de la școală? De ce n-ai trimis pe cineva? De ce te certa noi acum, domn primar? Pentru ce iese, Dane? Pentru ce iese? Nu, domn primar, vă rog, afară. Ieși, bă, afară de aici. Cât puteți de repede. Bine. Ia zi, domn profesor, cine devine acum pentru copilul ăsta? Gata, trimit de la ei. În cât timp o să ajungă? Încearcă acum, dar s-ar putea să ajungă mai repede aia de la oraș. Trimit Duba? Nu știu. Ai sunat la județeană? Ce la băcătă n-are să ridică drichii. Asta seara, mai dimineață? Și cum facem fără mocan? Nu știu. Ai spus că faci de toate, nici capcane, nici oameni, ai făcut un căcat. N-am avut de unde. Ține zis de la început că de mine nu vreau, că mi-e frică. Stai așa, mă, prostule. Nu merge ce vrei. Vorbește mai încet. Bun, și cum facem? Vedem. Ce vedem? Vedem, face mult. Eu între ei nu merg, e greu. Facem cumva că trebuie să mergeți. Nu îți văd că greu. N-am făcut niciodată între ei. Și eu ce vrei să fac? Faci cum vrei, dar nu merg așa. Să rămână! Mișa! Mișa! Vino puțin. Ia zi, cât îmi dai pe ele? Pe ce? Pe faci. Păi nu de la timp ofte. Dacă nu-mi dai niciun semn. Și nu le mai vrei? Păi dacă am luat, ce-ți fac cu atâtea? Ți le las mai ieftin. N-am ce să fac cu ele. De ce n-ai fost la predare? Nu mi le lua. Nu ai de o să știi. Zi-mă, le iei? Nu auzi, mă, că nu. Te bagi la urși? Cu Gelu, Petrică și Crișan. Eu nu la n-am încredere, ți-am zis. Faceți cum vreți. Eu atât am putut. Dacă la toți le-ai frică, ce vrei să fac? Și în plus, să-mi bag un bon de la deputat. Chiar dacă e și doar o doză destul pentru fiecare. Trebuie să mergem. Eu așa zic. Ce tot de dai, mă, cum mergem, mergem? Mergi tu? Să mă lea cu deputații lui, pula mea. Sau să mă întorc la pușcărie? Zi-mă, îl luați? Te uita la mine. Băi, crede-mă pe mine. Luați-l și pe Doru. E bun. Garantezi pentru el. Mă, tu ce tot e apărarea? Nu e apărarea. Ia de timpul la mea tot singur. Ia mă mâna de pe mine. Sau du-te tu cu el. Stai mă jos.
Ce faci? Mi-e sete. E bine focul să-ți mai lemne? Nu, e bine. M-a întrebat tata aia dacă ai fost la lemne. Când? Azi dimineață. Era cu Nea Crișan. Ce ai zis? Că nu știu. Vezi că o să strângem hainele lui mama. Bine. Nu înseamnă pentru familie. Doamne. Ce cauți aici, mă? Am venit să vorbim. Ce să vorbim, unde? Nu te băga, du-te în casă. Nu avem ce vorbi. Deschide poarta. Hai să stăm de vorbă ca oameni. Ca oameni? Tu ești om? Du-te în drumul tău, că nu ne mai leagă nimic. Nu ne mai leagă nimic? Nu ne mai leagă nimic? Nu ți-am muncit 14 ani de zile? N-am pus umărul când a fost nevoie? Ce mai ai muncit mie? Ai muncit pe ce ți-am dat eu. Ai muncit pentru că ai avut pe ce? Pe munca mea, pe banii mei, pe pământul meu. Și n-am împărțit de fiecare dată. N-ai mișcat un deget, nu ți-am adus în fiecare an jumătate din toate fructele. Nu ți-am făcut suica. N-am împărțit jumătate. Când n-ai mai mers la lemne, nu am adus și la noi și la voi jumătate de fiecare dată. Ascultă, tu crezi că eu nu știu ce vrei. Nu mi-a spus mie, băieți, că nu mai ești în stare să ținești drujba în mâini de la băutură. Taci din gura. Ascultă ce spune, mă, băiatule. Nu-ți las pământul. E clar. Pământul e al meu. Cât a trăit, n-ai făcut ce ai vrut. Și când s-a îmbolnăvit și trebuia să duci la spital, ai strâns în cură. Ți-e frică de Dumnezeu să vorbești, eu nu știi? Dumnezeu, mă, Dumnezeu, mă, m-ai băgat fata în mormânt și eu nu știu. Ea n-a vrut să meargă. Întreabă și la doctor că a venit certificatul, jur că ea n-a vrut. Dacă n-a vrut ce, mă? Și dacă n-a vrut ce? Ce bărbat ești tu? Ha? Faci ce spune femeia? Cu lanțul trebuia să o lege să o duci la doctor. Eu? Că bine, da, tu, cârpă ce ești. Dumnezeu. Și după ce am unde ce ai făcut, mă? Ha? Ai dat și tu o pomană? O colibă, un colac, ceva, ca să fie drumul lui. Nu s-a dus banii la doctor? S-a dus banii la doctor. Paștele, măti. Pila o săptămână după ce mi-ai băgat copilul în groapă și îmi ceri. Nu ți-e rușine. Hai să mergem. N-am venit să-ți cer nimic. Am venit să vorbim de Meda. Seara mai ieși? Nu știu. Trece de-am pe la tine? Nu știu. Dacă trece, îi spui să vorbească cu Paul? I-am zis. Și ce a spus? Nimic. Că de ce nu-i spui tu? E supărată? Nu.
Eu zic că e bine, cum gândește. Și fără casă, cum e fata înapoi? Depunem noi actele pentru fată. Ce acte, mă vărăși prostii? Ai tu atestat de asistent maternal? Cine-ți dă ție atestat la 60 de ani? Dă-i lui niște bani măcar să-și facă. De unde să-i dau, mă? De unde? Atunci lasă-l să vândă pământul. Cui să-l vândă? Primarului la Mișa găsește el. Găsește pe dracu să-l pieptene. Ascultă ce spun eu. Asta e prost și îl prinde la urs și face bușcărie. Poate nu-l prinde și-ți dă casa să stai liniștit. Mă, pești până de casă. Asta te apasă pe tine, casa. Pe tine te apasă. Pe mine mă apasă că n-ai acte. N-ai auzit? Vine ăștia de la orfelinaciu înapoi. Ce vine de copilul. Și dacă dau casa, pământul, dau tot, cine să-i facă dosar la județ fără proprietate? Sunteți niște proști amândoi. Să trăiți. Ei sunt băieții, cum eu să lucrați. O să meargă cu dumneavoastră până la marcaje, după care dumneavoastră merge spre piatra, vă arată ei. O să se ocupe de tot, o să alerge vânatul în bătaia puștii. Dumneavoastră știți că trebuie liniște, nu-i ca la mistreți. Da, știu. Păi vorbim mâine. Vorbim. Rezolvăm la sfârșit cu... Da, o să le dea șoferul când termină.
Ales ale mele. Mă duce înapoi? Eu iau bicicletă. Cea mai frumoasă bicicletă eu. Bicicletă iau și eu. Și restul banilor mi-a ajuns să mă îmbăt tot anul. Și-l bat pe Pandel. Până crește cotat, băt. Nu? Nu zic bine? Nu? Da. Cât ți-a dat luna trecută? 70 pe ieșire. Vezi? O să crească. În toamnă crește. Zic eu. Ăla boul ăla poate împușca ceva. Thank you.